Suntem spre finalul studiului nostru despre evangelizare. Și așa cum ne-am propus, am zis că ultimele trei mesaje vor fi pe tema ereziilor și evangelizării. Probabil că ar fi bine ca să ne punem întrebarea care este diferența între o eroare teologică și o erezie. Într-adevăr, mulți aduc acuza aceasta la adresa bisericilor protestante, zicând că există o diversitate teologică foarte mare în ceea ce înseamnă bisericile protestante. Și pentru că suntem oameni care credem într-un adevăr absolut, nu credem conceptul acesta postmodernist a relativismului, noi credem că există adevăruri absolute. Asta înseamnă că dacă un lucru este adevărat, opusul acelui lucru trebuie să fie greșit, nu este așa? Ca tare, de exemplu, noi nu credem că putem avea la un anumit text în Sfânta Scriptură 10 interpretări diferite, chiar contrare, și toate să fie valide. Da? Nu credem așa ceva. Cineva trebuie să fie greșit până la urmă. Da? Și lucrul ăsta este important de înțeles. În cadrul mișcării evanghelice există interpretări diferite și teologii diferite pe multe subiecte. Am putea spune că există chiar foarte multă eroare teologică în multe biserici, în biserici adevărate. Dar în momentul în care eroarea aceea devine erezie, este în momentul în care învățătura este alterată de așa natură, încât ea nu mai conține Evanghelia. În momentul acela, nu este doar o eroare teologică, ci este o erezie. În momentul în care te atingi de anumite lucruri esențiale, cum ar fi, de exemplu, Trinitatea, cum ar fi ispășirea Domnului Iisus Hristos și așa mai departe, negi credința necesară pentru a fi mântuit. În cadrul Bisericii Evanghelice, cum am zis, există o diversitate de eroare chiar. Dar faptul că o biserică este eronată despre felul în care, de exemplu, înțelege anumite elemente ale închinării sau anumite lucruri despre rugăciune, da? Nu înseamnă că ea este eretică. Cu aceasta fiind spuse, în multe biserici, chiar și evanghelice, și în multe mișcări care se numesc creștine, există învățături care îi descalifică ca și fiind creștini pentru că Evanghelia este alterată. Multe dintre acestea se află chiar aici, în orașul nostru. De aceea, în aceste trei mesaje, am căutat ca să ne uităm la influențe teologice și la religii care există chiar în preajma noastră. Oameni cu care putem să ne întâlnim, ne batem de ei în viața de zi cu zi, care de multe ori vin ei să ne evangelizeze pe noi. Și cred ei că noi avem nevoie ca să fim corectați. Și scopul nu este ca să ne simțim superior față de acești oameni. Scopul nu este să ne considerăm mai înțelepți. Scopul este ca să înțelegem eroarea lor, ba mai mult erezia lor, și să putem ca să fim de folos în corectare și în îndrumare spre adevărul Scripturii, în așa fel încât să cunoască pe adevăratul Dumnezeu, să cunoască pe Iisus Hristos și să cunoască mântuirea care vine doar prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Este foarte important lucrul acesta. În această seară vreau ca să ne uităm la două dintre aceste mișcări care sunt prezente în orașul nostru, cu care cu siguranță ne-am intersectat, poate avem chiar și tangențe personale, mulți dintre noi. În primul rând, haideți să ne uităm împreună la Martorii lui Iehova. Aș vrea ca să ne uităm pe scurt la istoria lor și la învățătura lor și foarte telegrafic să ne uităm la ceea ce spune Scriptura referitor la aceste învățături ale lor. Nu vom putea face un studiu în cadrul acestui studiu pe evanghelizare în care să tratăm tot ceea ce învață Martorii lui Iehova, de exemplu. Da? Ar fi un studiu foarte, foarte lung. Cel mai important lucru este să putem identifica greșelile și să putem răspunde cu adevărul Bibliei. Cel mai important lucru, până la urmă, nu doar ca să cunoști toate ereziile, ci să cunoști adevărata Evanghelie, în așa fel încât să o poți să o vestești la alții.
Această mișcare, fondată de Charles Taze Russell în 1879, Russell, înainte ca să pornească această lucrare, a fost presbiterian. După o perioadă de-a lui de implicare cu mișcarea adventistă, Russell a devenit foarte fascinat de lucrarea profetică din cadrul mișcării adventiste. Ceva care el nu a fost întâlnit în mișcarea presbiteriană, care de altfel aderă la principiul unui canon închis, la principiul sola scriptura. În 1879, Russell începe să publice o publicație, Turnul de veghe a Sionului, care până la urmă devine așa cunoscut Turnul de veghe de astăzi. Și începe prin această publicație să-și dezvolte propriul sistem profetic. Începe el ca să facă tot felul de calcule din scriptură, începe el ca să dezvolte un propriu sistem de profeții. Toată această căutare rezultă la un moment dat într-o carte care o publică el, intitulată Timpul este aproape, în care ceea ce este cel mai important de ținut minte, nu vă recomand să o citiți, doar dacă sunteți foarte pasionați de această mișcare, dar trebuie ținut minte că el precizează, el prezice că Armagedonul, că sfârșitul lumii, va avea loc în 1914. El face această prezicere, el face această profeție, dacă vrem să o numim așa, în această carte. Astea sunt lucruri care se pot verifica. Cu cât se apropie anul 1914, adepții lui încep să devină îngrijorați că s-ar putea ca să fi greșit Russell și încep ca să facă presiune asupra lui, rugându-l ca să recalculeze data, să reconsidere că s-ar putea ca să nu aibă dreptate. Russell răspunde în felul următor: nu vedem niciun motiv pentru care am schimbat datele. Nici nu am putea să le schimbăm dacă am vrea. Noi credem că aceste date sunt ale lui Dumnezeu și nu a noastră. Punând o dată pentru totdeauna orice întrebare dacă el a pretins că această prorocie, această dată este de la Dumnezeu. 1914 a venit și a trecut. Russell a murit în 1916. Ai crede orice om care gândește rațional că asta ar fi sfârșitul mișcării respective. Știm foarte bine că nu este. A urmat o luptă grea, pentru conducerea organizației respective, din care a rezultat Joseph F. Rutherford, care cei din cultul acesta îl porecleau judecătorul, pentru că el a fost lucrat ca și un avocat. Și această luptă internă, această luptă politică, împreună cu dezamăgirea faptului că lumea nu s-a sfârșit în 1914, a dus la o scădere destul de mare în membralitatea lor. Aproximativ 16% din marturile Jehova au plecat. Acum, 16%, dacă îți pleacă 16% din biserică, e mult. Dar dacă eu aș zice că mi-a descoperit Domnul că mâine vine și poi mâine n-ați plecat toți, ar fi o problemă. Da? Deci 16% chiar e puțin, considerând care ar trebui să fi fost reacția. Această bătălie durează, această tensiune, din 1917 până 1919, dar la un moment dat lucrurile încep să meargă din nou normal. În 1920, Rutherford face și el o prorocie eronată când spune că în 1925 vor fi martori la învierea lui Avram, Isaac și Iacov și a sfinților menționați în Evrei 11. Așa de convinși au fost ei și cu Rutherford de acest lucru, încât au cumpărat o casă în San Diego, care au pus-o deoparte ca sfinții din Evrei 11, când vor fi înviați, să aibă unde să locuiască. Evident, în 1925 a venit și a trecut. Ei au schimbat prorocia și au zis că nu pot fi sigur exact când va fi evenimentul acesta și au zis că, de fapt, casa a fost o casă pentru Rutherford să locuiască în ea. Aproximativ 10% din membralitatea lor, de data aceasta, din nou, părăsesc biserica.
în perioada 1925-26, din nou se întâmplă această problemă. Mai important este că în 1925-26 încep să se fragmenteze. Și din Marturii lui Jehova să nasc tot felul de alte secte și alte religii mai mici și mai puțin cunoscute. În perioada care urmează, te-ai aștepta ca să fie un declin al cultului. Da? Dar, pentru că istoria, circumstanțele erau de așa natură, din 1929 și până în 1939 avem o creștere. Pentru că prin această perioadă trecea America prin marea recesiune economică, prin marea criză. Și când oamenii trec printr-o criză economică, tind să caute religia. După aceea a venit al doilea război mondial, care din nou părea să fie un moment apocaliptic. Și oamenii mulți au fugit către Marturii Jehova, care aveau o învățătură apocaliptică. Și cifra ne arată că această creștere este destul de impresionantă. În 1953, de exemplu, deja sunt 519.000 aproximativ de martori al lui Jehova. În 1964, depășesc 1 milion de adepți. În această perioadă, 1951-1961, 10 ani de zile aproximativ, retraduc Biblia și scot așa zisă New World Translation. Acum este o variantă acestei traduceri, între ghilimele a 10 traduceri, în aproape fiecare limbă, cel puțin unde ei au misionari. Este singura sau printre singurele traduceri moderne care este tradusă cu intenția expre de a schimba versete din Biblie ca să intre în linie cu teologia lor. Asta a fost scopul lor, propus în cadrul bisericii, să scoată o traducere care să nu mai contrazică învățătura lor. Da? De altfel, este o traducere criticată și de care râd cei mai mulți experți și lingviști din ziua de astăzi. Membralitatea experimentează în continuare un boom foarte mare, în care martorii se pregătesc pentru un al doilea Armagedon. Acum zic că în 1975 vine sfârșitul lumii și încep ca să crească în mod rapid. Ei, evident, n-a venit sfârșitul lumii în 1975. De data aceasta eșecul s-a simțit foarte puternic. Nu se dau cifre din partea lor exacte, dar se estimează că între 20 și 40% din martorii lui Jehova au părăsit biserica după 1975. Și mișcarea tot nu moare. Martorii și astăzi se zbat cu această problemă a Armagedonului, pentru că în învățătura lor există conceptul acesta de generația 1914, în care ei au prorocit că această generație din 1914 nu va trece până când nu vine sfârșitul lumii. Înțelesul inițial a acestei învățături a fost că acei oameni care erau adulți în 1914 vor fi martori al sfârșitului lumii. Evident, asta este aproape imposibil în ziua de astăzi. Nu știu dacă este posibil. Faceți voi matematica, da? La un moment dat, ei schimbă învățătura și încep și zic nu doar cei care erau adulți în 1914, dar hai să includem și pe cei care erau bebelași. Timpul a trecut, matematica devine din ce în ce mai dificilă și la un moment dat, martorii lui Jehova încep ca să spună că, de fapt, 1914 este doar o generație simbolică. Și, de fapt, ar putea ca să țină până la orice dată și nu avem cum ca să știm. Asta am vrut să spunem de la început. Cu toată confuzia aceasta și cu toate profețiile acestea false, martorul Iehova cresc din ce în ce mai mult, până acolo când ziua de astăzi, conform unui raport scos de ei despre mișcarea lor, anul trecut au avut 8.340.982 de membri în 119.485 de congregații. O mișcare de-a dreptul impresionantă, da? O mișcare cu care ne confruntăm și noi în ziua de astăzi. Îi vedeți de multe ori pe stradă, au standurile acelea cu literatură și sunt foarte bine dispuși să stea de vorbă cu oricine, pot prinde, să interacționeze cu ei. Ce cred ei, pe scurt? Cred multe lucruri care sunt contrare Bibliei, dar să ne focalizăm pe cele care sunt cele mai importante. Despre Trinitate.
Martorii cred că Biblia nu învață și nu suportă doctrina Trinității. Că ea este o doctrină păgână, construită pe idei și filosofii păgâne și că ea, de fapt, n-a intrat în creștinism doar în secolul al IV-lea. Biblia n-a învățat lucrul acesta și biserica, zic ei, n-a învățat lucrul acesta. Ei cred că Iehova, Tatăl, este Dumnezeul adevărat, o singură persoană, distinctă și separată de Iisus Hristos. N-au nicio legătură de genul că sunt trei persoane în dumnezeire. Da? Iisus, zic ei, Fiul, este o persoană, citez din literatura lor, este o persoană foarte specială pentru că El a fost creat de Dumnezeu înainte de orice altă făptură. Da? Pentru ei, Domnul Iisus este o făptură creată. El este cel mai important, zic ei, dintre îngeri și anume Arhanghelul Mihail. Hristos, zic ei, într-adevăr prin faptul că nu din veșnicie, dar de foarte de mult, trăiește împreună cu Iehova Tatăl, înainte ca să fie întrupat, în anii aceștia foarte, foarte mulți, prin deprindere a devenit din ce în ce mai mult ca și Dumnezeu Tatăl, în așa fel încât realmente este închipuirea Tatălui. Dar El este o făptură creată. Duhul Sfânt, zic ei, este o forță, este o putere și nici de cum nu este o persoană. Este, zic ei, forța activă a lui Iehova. Asta cred ei despre Dumnezeu și despre învățătura Trinității. Al doilea rând, despre viața veșnică. Martorii împart membralitatea lor în două clase de membri. Sunt cei 144.000, cei aleși, cei speciali, mai numiți și turma mică, cei puși deoparte în mod deosebit, care vor domni cu Hristos în cer, și este gloata cea mare, care sunt restul, care vor fi aici pe pământ și vor trăi într-un paradis etern aici pe pământ. Deci cei 144, care sunt speciali, sunt aleși și vor fi în cer, nu pe pământul acesta, și restul care sunt mântuiți, dar vor fi aici pe pământ într-un paradis etern. Da? Interesant este că cei 144.000, această cifră s-a împlinit conform datelor de la Martorii lui Iehova în anul 1937. Lucrul acesta este interesant că conform învățăturii și practicilor, dacă nu faci parte din cei 144.000, n-ai voie să iei cina Domnului. Pentru că nu ești în clasa aceasta specială care va guverna împreună cu Hristos. Cu toate acestea, se arată în mișcarea lor când fiecare an participarea la cina Domnului crește. Din ce în ce mai mulți oameni participă la cina Domnului. Pentru mine este interesant nu doar statistic, dar este interesant ce îi motivează pe acești oameni la care li se spune că nu fac parte din cei 144.000 să dorească să ia parte la cina Domnului. Există multe zbateri interne în această mișcare. Despre iad, ei cred că cei nemântuiți în niciun caz nu vor fi trimiși în iad, într-o pedeapsă conștientă și eternă, ci vor fi anihilați, adică vor sista din existență. De altfel, înțelegeți de ce o asemenea învățătură este până la urmă atractivă. Da? Iadul, ar zice mulți, este cel mai mare impediment pentru a crede doctrina creștină. Cum putem crede într-un Dumnezeu care ar pedepsi pe un om pentru o veșnicie? Pentru o veșnicie, da? Ei nu cred că există un iad care este o pedeapsă eternă și cred în anihilare. Au și alte învățături mai ciudate, dar mai mult este o problemă de eroare, nu de erezie. De exemplu, nu sărbătoresc zile de naștere, nu acceptă transfuzii de sânge, nu votează, nu candidează în funcții publice și nu cred în a face parte din serviciu militar, nu cred în a face parte din armată, da? Bun. Ce spune Biblia? Într-adevăr, așa cum am învățat și noi în studiul nostru despre atributele lui Dumnezeu, unde am tratat împreună și Trinitatea, cuvântul Trinitate nu este prezent în Biblie, da? Cuvântul Trinitate nu este prezent în Biblie. Dar conceptul trinitar
Este evident în Biblie. Da? Este evident. Biblia învață acest lucru. Într-adevăr, așa cum zic și ei, Biblia ne învață că este un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu. Și că Tatăl este Dumnezeu, da? Și că Tatăl este Dumnezeu, dar contrar învățăturilor lor, Biblia ne arată că Iisus Hristos, Fiul, este Dumnezeu. Și că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Că Iisus Hristos este creatorul tuturor lucrurilor create și că El nu a fost creat și nu are un început, da? Important de înțeles aceste distincții, pentru că atunci când ei interacționează, și voi ce credeți despre Dumnezeu? Noi credem că există un singur Dumnezeu. Suntem monoteiști, ca și voi. Da? Noi credem în Dumnezeu. Și ce credeți despre Iisus Hristos? Noi îl iubim pe Iisus Hristos. Noi credem că Iisus Hristos este minunat. Noi credem că El este Mântuitorul nostru. Wow! Ai zice, știi, sunteți frații noștri, dacă nu ești atent. Trebuie ca să știi unde să pui problema. Ioan, capitolul 1, este un text minunat care trebuie întotdeauna amintit când discuți cu ei sau cu oameni care au o asemenea greșeală. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Aici ei traduc în mod intenționat, cum zicea fratele eronat. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, adică fără cuvânt. Da? Și versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Acum, lăsând la o parte problema lingvistică, că nu-i bine ca să începi să te cerți cu un martor despre traducere, deși ei mulți au tras la Xerox tot felul de lucruri, uite, dar de fapt, în greacă, dar de fapt, uite, experții spun asta, minciuni, lăsați dezbaterile pentru profesioniști. Luând doar textul acesta, puteți face o observare foarte simplă, și anume, toate lucrurile au fost făcute prin El. Da? Deci orice lucru făcut a fost făcut prin El, prin cuvântul întrupat. Da? Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Întrebarea este, Hristos este un lucru făcut sau nefăcut? Păi este o făptură, este un lucru creat. Păi cum atunci nimic ce a fost făcut n-a fost făcut fără El și a fost făcut prin El? Deci chiar dacă nu înțelegi limba greacă, gramatica limbii antice, e clar din acest verset că Domnul Iisus Hristos poate fi doar în una din două categorii. Unei creaturi sau în categoria creatorului. Dacă El a creat totul, da, El nu poate fi unul care a fost creat. Deci logica nu ne permite ca să dăm o asemenea traducere sau o asemenea interpretare acest text. De altfel, Domnul Iisus Hristos se identifică ca și fiind Dumnezeu. De exemplu, în Ioan 8:58, deși sunt mai multe asemenea afirmații a Domnului Iisus Hristos, unde Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să fi născut Avram, eu sunt. Eu sunt, da? Făcând referință la sintagma vechi testamentală, eu sunt cel ce sunt. Ei vor spune, nu, aici ai doar o expresie, eu exist, eu sunt un bărbat, eu sunt un fotbalist. Nu e neapărat ca să fie o identificare a divinității. Și într-adevăr, sintagma în limba greacă, ego eimi, poate fi folosită în greacă cu un calificativ și atunci, chiar și în Evanghelie, când are un calificativ, ea este uzuală, de genul, eu sunt, ego eimi, un bărbat. Nu este o identificare a divinității, da? Este doar un fel de a spune, eu sunt un bărbat. Dar, când este folosită fără acel calificativ, când nu este pusă în structura aceasta, eu sunt un bărbat sau un fotbalist sau ceva de genul, când este folosită ca și aici, pur și simplu, eu sunt, nimic altceva, este foarte clar că se referă la identificarea divinității. Dacă uitați în Ioan 18, să vedeți un alt exemplu,
când Domnul Iisus folosește această expresie în acest fel și ce se întâmplă? Este arestarea Domnului Iisus Hristos, da? Se duce Iuda, însoțit de o gardă de soldați, aproximativ 600 de soldați, să duc să-L caute pe Domnul Iisus Hristos, da? Și sunt întrebați, pe cine căutați? I-au răspuns, pe Iisus din Nazaret. El le-a zis, eu sunt, ego aimi. Nu eu sunt Iisus, nu eu sunt bărbatul care îl căutați, doar eu sunt. Iuda, cel care l-a trădat, stătea și el împreună cu ei. Când Iisus le-a zis, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Da? Expresia ne arată că ei au fost aruncați de pe picioarele lor, de o forță puternică și s-au prăbușit toți la pământ. 600 de soldați, când Hristos a zis, eu sunt. El a zis, eu sunt omul pe care îl căutați, știi? Și asta, wow, bif, toți au picat 600 de soldați, nu? Și în momentul în care el a rostit numele lui Dumnezeu și s-a identificat ca și fiind Dumnezeu, garda aceasta de soldați s-a prăbușit înaintea lui, arătându-ne din nou, cum zice Domnul Iisus Hristos, nimeni nu-mi ia viața, ci El și-a dat-o de bunăvoie. Un singur cuvânt, o simplă arătare a slavei Lui și erau incinerați toți acei soldați și dispăreau de pe fața pământului. Da? Cerul și iadul. Biblia învață în mod clar că toți credincioșii vor fi cu Dumnezeu Tatăl în cer, iar cei condamnați vor fi trimiși în iad ca și pedeapsă veșnică. De exemplu, Domnul Iisus spune ucenicilor ca să nu li se tulbure inima. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. Da? Rețineți acest text pentru că l-am parcurs împreună. În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus eu. Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Asta este promisiunea Mântuitorului față de noi. Pe de altă parte, vedem că iadul este descris, de exemplu, Matei 25, de la 41 la 46, este descris ca și fiind un loc de pedeapsă veșnică. Da? Un loc de pedeapsă veșnică. Citesc doar versetul 46, unde vorbește despre cei condamnați. Și acestea vor merge în pedeapsa veșnică. În pedeapsa veșnică. Iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Da? Vedeți inclusiv contrastul între viața veșnică și pediapsa veșnică. Da? Ce este pus în contrast acolo nu este durata de timp. Nu este durata de timp. Ambele sunt veșnice. Ambele sunt veșnice. Ce este pus în contrast este că una este pediapsa păcatului, pediapsa celui condamnat și alta este veșnicia într-o viață glorificată cu Dumnezeu. În ultimul rând, trebuie ca să vedem foarte clar că această mișcare se face vinovată de repetate ori de a aduce prorocii și profeții false în numele lui Dumnezeu, ceea ce îi descalifică total. Profeții, ne spune Scriptura, care sunt dovediți falși, sunt condamnați de Dumnezeu. Și poporul lui Dumnezeu nu trebuie ca să umble după asemenea profeți și asemenea proroci. Deuteronom 18, de la versetul 20 până la 22. Însă profetul care va îndrăzni să vorbească în numele meu un cuvânt pe care nu i l-am poruncit să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, acel profet va trebui să moară. Amin. Poate vă veți întreba, cum vom recunoaște cuvântul pe care nu l-a rostit Domnul? Dacă cuvântul pe care îl va rosti profetul în numele Domnului nu se va adeveri sau nu se va împlini, acel cuvânt nu a fost rostit de Domnul. Pentru că Dumnezeu nu poate greși, nu poate minți. Profetul a vorbit din îngânfare, să nu vă fie teamă de el. Da? Să nu vă fie teamă de el. Acești oameni au dovedit de repetate ori în istoria lor că sunt proroci mincinoși. Niciun credincios autentic nu are ce să caute la acești
acest gen de profeți. Biblia condamnă și Dumnezeu condamnă asemenea profeți cu moartea. Cu moartea, da? Nu-i de jucat când vorbești în numele lui Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea ca să privim telegrafic, pentru că nu avem foarte mult timp, la mișcarea branhamistă, da? Există și în Zalău, cum am zis, și de la martori și de la branhamiști avem tangențe, chiar oamenii la noi din biserică. Este important ca să înțelegem aceste lucruri, da? Istoria lor, pe scurt, fondată de William Marion Branham, aproximativ 1946, este discutabil că nu s-a fondat într-o zi în sensul că cum am mers noi, am mers și am înregistrat o fundație, da? Dar cel puțin atunci este începutul lucrării lui miraculoase, între ghilimele. Branham s-a născut pe 6 aprilie 1909 în Kentucky. A fost cel mai mare din 9 copii. Mama lui William i-a zis că la nașterea lui a fost însoțită nașterea lui de semne miraculoase. Și anume, ei trăiau într-o căsuță, într-o cabană în munți și el s-a născut în mijlocul nopții și mama lui a spus că atunci când s-a născut, dintr-o dată a apărut în geam o mare lumină inexplicabilă. Da? Și Branham a copilărit cu ideea că s-a arătat un semn miraculos atunci când el a fost născut. De asemenea, viața lui Branham este plină de așa zise semne miraculoase și de vizite de la înger și alte lucruri de genul. La vârsta de 7 ani, de exemplu, zice el că a auzit un glas audibil, adică a auzit un glas care nu știa de unde vine, care i-a spus să nu bei, să nu fumezi, să nu-ți întinezi trupul în niciun fel vreodată, pentru că te așteaptă o lucrare când vei crește mare. Da? Asta la vârsta de 7 ani. Și Branham a zis că a primit și alte vizite îngerești și a auzit și alte glasuri audibile care i-au descoperit încă din copilărie evenimente din viitor. Branham s-a convertit la 21 de ani, atunci s-a și căsătorit cu o fată, Hope. Convertirea lui a fost rezultatul unor vedenii avute în timp ce el era foarte bolnav până în pragul morții. A ajuns într-o stare critică. Branham în zilele incipiente după convertirea lui a slujit în cadrul penticostalilor, o mișcare numită Jesus Only, penticostal unitarieni, care credeau că Dumnezeu este de fapt doar Domnul Iisus. Doar Domnul Iisus, da? Erau și sunt acești oameni vinovați de vechea erezia modalismului care spune că Dumnezeu este de fapt unul singur ca și persoană care se manifestă în diverse feluri în istorie. Da? Deci Domnul Iisus, dacă mergem de exemplu la martori, da? Martorii nu sunt modaliști, dar la martori Jehova e unicul Dumnezeu. Okay? La ei Iisus este unicul Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl este o manifestare, un mod, un titlu al lui Iisus în altă vreme. Da? Și Dumnezeu Duhul Sfânt este doar o manifestare a Dumnezeu Iisus în alte vremuri, da? Înțelegeți? Deci este o problemă de titlu sau de manifestare. Și el s-a implicat la această sectă care nega doctrina Trinității, dar n-a rămas în mijlocul lor. N-a rămas. La un moment dat a părăsit această mișcare, dar a adoptat foarte multe dintre doctrinele lor. Practic acolo s-a format teologic, dacă putem vorbi așa, deși era un om neînvățat, de-abia știa ca să scrie și să citească, dar a adoptat foarte multe din învățătura aceasta. În 1937, soția și fetița lui Branham au murit, s-au îmbolnăvit și au murit. Branham a fost convins că motivul pentru care au murit este că a părăsit pe acești penticostali și a ratat planul lui Dumnezeu. El a crezut că planul lui Dumnezeu a fost să rămână acolo, să slujească acolo, dar pentru că i-a părăsit, Dumnezeu i-a luat familia. Da? În 1947, Branham consideră că a primit chemarea divină din partea lui Dumnezeu ca să fie slujitorul și profetul lui Dumnezeu. El boteza niște noi convertiți într-un râu din Ohio și zice că a auzit un glas
care a zis în felul următor, citez: precum Ioan Botezătorul a fost premergătorul lui Hristos la prima sa venire, tu ai un mesaj care va aduce premergătorul aceea de-a doua venire a lui Hristos. Și la scurt timp, după ce a auzit acest glas, zice Branham, că a fost vizitat de un înger care i-a zis că i-a adus și îi va da și îi dă două daruri. Darul vindecării și darul cuvântului de cunoaștere. Și Branham a fost convins, și mărturisește că din acel moment îngerul acesta a fost responsabil pentru toată lucrarea lui, pentru toate manifestările miraculoase și că îngerul a fost cu el de fiecare dată când a făcut o lucrare miraculoasă sau a avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu. În faza aceasta incipientă, Branham chiar are anumite dubii despre ceea ce se întâmplă. Și începe și pune niște întrebări îngerului. Branham îl întreabă pe înger cum poate ca să fie sigur că este un înger al lui Dumnezeu și nu un înger de la Satan. Pentru că mulți care auzeau mărturia lui Branham puneau această întrebare. Îngerul îl consolează și îi spune: stai liniștit, mulți au considerat pe Domnul Iisus Hristos ca fiind unul care lucrează cu Satana. Nu te lăsa deranjat de faptul că oamenii nu înțeleg că eu sunt de la Dumnezeu și că tu ești lucrătorul lui Dumnezeu. Nici pe Hristos nu l-au considerat și au zis că are drac. Ca atare, stai tu liniștit. Branham i-a mărturisit îngerului că în tinerețea lui a fost la tot felul de ghicitori. Ăstea, oculți. Și că ghicitorii, la un moment dat, i-au zis lui Branham că el este un om cu un mare dar din partea lui Dumnezeu. Și Branham era preocupat de această problemă, de ce acești oameni care lucrau cu Satana, practic, îi considerau oculți, i-au zis lui că el are un mare dar din partea lui Dumnezeu. Și îngerul i-a explicat lui Branham să nu-și facă probleme, că și dracii l-au recunoscut pe Hristos în vremea când era pe pământ. Începeți ca să vedeți cam despre ce este vorba și să răsune cuvintele Apostolului Pavel, care spune: chiar dacă un înger ar veni să vestească o altă evanghelie. Da? Explicațiile îngerului sunt penibile în această istorisire a lui Branham. Care este învățătura lor? Da? Pe scurt, Branham a negat doctrina Trinității în felul ei biblic și creștin istoric și a învățat, așa cum ziceam, o formă a modalismului. Nu există trei persoane, care sunt un singur Dumnezeu, ci doar Iisus, care operează sub diverse titluri, în diverse dispensații ale istoriei. Această erezie nu e niciun fel nouă. Da? Ea este încă din al doilea secol, vedem în istorie dovezi asemenea învățături. De asemenea, despre botez, Branham a învățat că un botez biblic este necesar pentru a evita semnul fiarei, care, zice el, este prezent în bisericile dominaționale, adică în bisericile cultice, baptiști, penticostali și așa mai departe. Da? Și pentru, zice el, trebuie să ai botezul biblic pentru a evita pericolul de a rata răpirea. Dacă n-ai botezul biblic, vine răpirea, nu contează că ai fost baptist toată viața, nu contează că ai fost penticostal sau altceva, dacă n-ai botezul biblic, o să vedem de ce zice el că e botezul biblic, ai semnul fiarei și nu vei fi răpit. Adevăratul botez, învață Branham, trebuie să fie doar în numele lui Iisus. Și în niciun caz botezul în formula trinitară, adică numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, cum o avem, de exemplu, în Matei 28. În niciun caz această formulă nu este acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Da? Branham explică într-o predică de-a lui această teologie. Citez: niciodată, zice el, nu a existat o persoană botezată în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt, până la începutul Bisericii Catolice. Priviți în Biblia voastră și vedeți, se referă la textul din Matei 28, dacă scrie în numele, adică plural, în engleză este names of, da, cu S, plural, sau dacă scrie singular,
In the name of, adică în numele, singular. Vedeți? E singular. N-ați înțeles? Este un singur Dumnezeu în trei dispensații. Și, zice el, când ni s-a spus mergeți și botezați, este Domnul Iisus cel care vorbește, așa că trebuie să botezăm doar în numele Lui. Și acum ziceam, Branham era un om needucat și neșcolat. Un asemenea argument, astăzi, te-ar da afară din orice biserică serioasă, da? Dacă formula trinitară, zice el, este folosită la un botez, acea persoană, zice Branham, va fi pierdută în întuneric, da? Mai avea o învățătură interesantă, intitulată Sămânța șarpelui. Branham a învățat că Eva a comis un păcat sexual când a fost ispitită de șarpe. Ea, de fapt, a fost sedusă și s-a culcat cu șarpele în grădina Edenului. El explică în felul următor, într-o predică de-a lui. Uitați ce s-a întâmplat, de fapt, în grădina Edenului. Adică revelații care Moise nu avea. Da? Uitați ce s-a întâmplat, de fapt, în grădina Edenului. Cuvântul spune că Eva a fost păcălită de șarpe, dar ea a fost, de fapt, sedusă de șarpe. El era așa de aproape de a fi un om încât sămânța lui a putut și chiar s-a amestecat cu sămânța ei și a făcut-o să conceapă un copil. În felul acesta învață Branham că s-a născut Cain și că toți descendenții din Cain sunt predestinați în mod clar, irevocabil iadului. Pentru că vin din sămânța lui Satan. Set, în schimb, zice Branham, este sămânța cea bună, cea după voia lui Dumnezeu. Iar descendenții lui sunt cei care au fost chemați prin lucrarea lui Branham. Da? Ăștia sunt cei predestinați raiului. Restul, care se află în bisericile cultice, sunt liberi să aleagă și ei între iad și cer. Da? Deci Cain și urmașii lui, predestinați iadului. Nu contează. Te poți boteza, te poți pocăi, poți face ce vrei, te duci în iad. Pentru că tatăl tău este în mod literal Satana. Da? Set, descendenții lui, sunt cei care fac parte din biserica abrahamistă și restul, noi, suntem liberi să ne hotărâm din care categorie vrem ca să facem parte, da? În ultimul rând, Branham s-a considerat, dar mai ales adepții lui l-au considerat un profet în sensul biblic al zilelor din urmă. Adepții lui Branham l-au proclamat ca și fiind profetul lui Dumnezeu a zilelor din urmă. Chiar Branham spune: "Eu sunt doar fratele vostru prin harul lui Dumnezeu, dar când îngerul lui Dumnezeu mă vizitează, devine atunci vocea lui Dumnezeu pentru voi. Dar eu sunt vocea lui Dumnezeu pentru voi. Acum vedeți, nu pot spune nimic de la mine, doar ce El, adică Dumnezeu, îmi arată." Da? Făcând un paralel foarte clar între El și Domnul Iisus. Branham a considerat că el reprezintă ultima epocă a bisericii pe acest pământ. El credea că reprezintă biserica din Laodiceea și că această perioadă este perioada finalului. Și el a zis într-o predică, mesajul ultimii biserici nu este adusă printr-un reformator, ci printr-un profet. Da? Vorbind despre el. Evident, Biblia nu este în acord cu învățătura lui Branham, da? De exemplu, pe Trinitate vom atinge doar tangențial pentru că am studiat problema. Biblia ne arată foarte clar că modalismul este o imposibilitate. Dacă deschideți, de exemplu, la Matei 28, de exemplu, ne-am uitat la textul de la versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vom vedea imediat de ce Branham are o interpretare greșită și chiar a botezului. Dacă ne uităm, de exemplu, un exemplu foarte bun este la botezul Domnului Iisus Hristos. Da? Ce se întâmplă la botezul Domnului Iisus Hristos? De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel. Deci l-avem pe Duhul prezent aici, da? Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea:
Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Îl avem pe Dumnezeu Tatăl. Deci Domnul Iisus Hristos este în apă, Duhul Sfânt se pogoară și Tatăl vorbește din ceruri, da? Toate trei manifestări, cum ar zice ei, a dumnezeirii în aceeași dispensație, în aceeași secundă. Modalismul este spulberat de acest pasaj și de această istorie a botezului Domnului Iisus Hristos. Despre botez, Matei 28:19 este așa de clar și așa de bine atestat istoric ca și fiind felul în care biserica trebuie și a botezat. Branham și alții au pus sub semnul întrebării acest text. Și așa cum am studiat împreună, există în tradiția manuscriselor așa zise variante textuale, unde avem diferite manuscrise care diferă, da? Și trebuie să ne uităm în toată istoria acestor manuscrise să vedem și să deducem care au fost cuvintele originale. Unii atacă acest verset și zic că el nu este în original așa, este o interpolare, este o adăugare. Niciun istoric și niciun critic textual din ziua de astăzi, cu o reputație bună, nu ia poziția asta. Bart Ehrman, de exemplu, care e cel mai vehement ateu critic textual, un fost evanghelic care detestă creștinismul în ziua de astăzi, spune foarte clar, textul acesta este veritabil 100%. Nu există dovadă istorică care ar putea să nege acest text ca și fiind exact ceea ce a fost scris în Evanghelia după Matei, da? Într-adevăr, în biserica din primul viac, cu siguranță au existat botezuri doar în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că nimeni nu s-a gândit că e chiar o problemă de divergență, de gen erezie, dacă botez în numele lui Iisus sau în numele Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? Pentru că biserica primară înțelegea că Domnul Iisus e Dumnezeu, că Duhul Sfânt e Dumnezeu, că Tatăl e Dumnezeu. Da? Și dacă te uiți în istorie, vei găsi exemple unde există botezuri doar în numele Domnului Iisus. Dar asta nu pentru că negau Trinitatea, da? Cu toate acestea, cum ziceam, Matei 28:19 este clar și documentele istorice din istoria bisericii atestă lucrul acesta foarte clar. De exemplu, avem un document din anul 60. Deci la 30 de ani distanță, doar nici la 30 de ani distanță de înălțarea Domnului Iisus Hristos, un document numit Didache, adică învățăturile, în care regăsim clar formularea trinitară când se vorbește despre botez. Tertulian, în circa 225, folosește aceeași formulă vorbind despre botez. Hipolitus, Ciprian și pot continua, din părinții bisericești, în primele veacuri, folosesc exact aceeași formulă când este vorba de botez. Chiar trebuie ca să fii unul, cum zice Petru, care este neînvățat, da? Care este neînvățat și care răstălmăcește scripturile spre pierzare, ca să încerci să argumentezi că primii creștini nu au crezut și n-au botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Da? Mai important decât aceasta, decât dovezile textuale și decât dovezile istorice din părinții bisericești, este că Biblia ne arată foarte clar că nu formula și nici actul botezului nu sunt determinante în mântuirea omului. Da? Noi credem că Biblia mărturisește că mântuirea este doar prin credință și nimic altceva. Botezul este un act, o faptă care o face un om născut din nou ca și o mărturisire a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el, a legământului care Dumnezeu l-a făcut cu el. Dar noi nu credem că botezul este determinant. Noi nu credem că presbiterienii, pentru că au un botez eronat, da, botează pruncii, se vor duce în iad. Noi nici măcar nu credem că dacă nu te botezi, te vei duce în iad. Da? Tâlharul de pe cruce a auzit din gura Domnului Iisus Hristos, astăzi vei fi cu mine. Dar astăzi vei fi cu mine. Ce botez a avut el? A avut singurul botez care toți credincioșii o au, botezul în Domnul Iisus Hristos. Da? Foarte important de înțeles lucrul acesta. În momentul în care formula botezului, ziua în care te botezi, dacă e în apă de un metru sau dacă e în apă de un metru jumate sau dacă e numai stropire, devine o problemă de mântuire, a ieșit
din tărâmul erorii și ai ajuns la erezie. Foarte important de înțeles lucrul acesta. Da? De asemenea, verișorii noștri penticostali, care pun accentul, de exemplu, pe botezul Duhului Sfânt, prin vorbirea în alte limbi, până acolo încât este o necesitate pentru mântuire, o condiție pentru mântuire, au trecut de la eroare la erezie. Da? Au trecut de la eroare la erezie. Foarte, foarte important de înțeles. Da? 3. Sămânța șarpelui. Păcatul lui Eva n-a fost unul sexual. Este o interpretare absurdă și pur alegorică care o face Branham. Nu există nicio dovadă textuală pentru asemenea interpretare. El, de exemplu, zice, fructul din care a mâncat e un eufemism, acolo este un act sexual. Ok, dar și Adam a mâncat din fruct. Și acolo e vorba de un act sexual. Și Adam s-a culcat cu șarpele, asta s-a întâmplat. Deci vedem la ce aberații ajungem când ne permitem interpretări spiritualizate și alegorice acolo unde nu există. Da? Mai mult decât atât, Biblia este total opusă unei învățături care ar arăta că mântuirea este oferită doar unor rase, doar unor etnii. Și că ar fi o rasă sau o etnie care în mod clar este exclusă de la mântuire din cauza că tatăl lor a fost nu știu cine. Da? Biblia ne spune că Dumnezeu intenționează și că a strâns prin moartea Domnului Iisus Hristos un popor din toate popoarele, din toate națiile, din toate etniile. Învățătura aceasta a sămânța șarpelui, de altfel, Branham, fără să știe, a împrumutat-o, probabil fără să știe, de la secte care se foloseau de ea pentru scopuri rasiste. De a spune că anumite rase, da? Negri, țigani și așa mai departe. Și pe cine urau ei? A, voi faceți parte din sămânța șarpelui. Gata, voi mergeți în iad. Putem să vă distrugem. Nu are rost să discutăm. Biblia ne învață foarte clar. În Hristos nu mai este grec, nu mai este iudeu, nu mai este nicio distinție. Da? Tot ceea ce face distinția este jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? Asta este tot ceea ce contează. De asemenea, ca și martorul lui Jehova, Branham este clar un profet fals. Branham, de asemenea, a prorocit că America va fi distrusă în 1975. America încă urmează să mă duc în august să vă confirm că încă e acolo, încă nu e distrusă, da? De asemenea, Deuteronom 18 ar trebui aplicat acestui om și toți cei care au fost mințiți de acest om ar trebui ca să fugă de această sectă și de această învățătură. De fapt, vom vedea, mai avem o lecție pe această temă, cu asta vreau ca să închei și să văd dacă mai sunt întrebări, că toată eroarea, toată problema începe în momentul în care se permite revelație extrabiblică. În momentul în care vine cineva și spune, mi-a zis Domnul ceva de la el direct, am un cuvânt de la Domnul, o revelație. Știu ce s-a întâmplat în grădina Edenului, în afară de ceea ce o zis Moise în Geneza, da? Și în momentul în care se acceptă așa ceva, inevitabil se ajunge de la greșeală la greșeală, la erezie la erezie, da? De aceea, pentru noi, doctrina sola Scriptura este așa de prețioasă. Pentru că nu este o limitare, ci este felul în care Dumnezeu ne protejează de toate aceste erezii. Da? Pe noi ne interesează doar ceea ce Dumnezeu a revelat și a autentificat prin cuvântul Lui. Și noi nu doar că credem doar Scriptura, noi credem că Scriptura este suficientă. Că nu ne lipsește absolut nimic. Pentru că Scriptura spune asta despre ea. Că ea este suficientă să facă pe omul lui Dumnezeu desăvârșit pentru orice lucrare bună. Da?